Mă numesc Irina Vochiță și sunt antrenor de fitness. De câțiva ani mă străduiesc să devin un creator gourmet în ideea de a promova un stil de viață sănătos în toate domeniile vieții. Ce părere ai tu despre felul în care ne mai putem hrăni sănătos în zilele noastre, în care toate sunt de calitate din ce în ce mai proastă? Este din ce în ce mai greu astăzi să ne hrănim sănătos, pentru că hrana bună este inaccesibilă, este greu de găsit. Un stil de viață sănătos, practic, poate să includă și carne sau ouă sau lactate, dar acestea trebuie folosite din sursă sigură, respectiv fără hormoni și pesticide, preparate cât mai puțin termic și mâncate, consumate alături de o multitudine de legume și fructe proaspete de sezon. Care este minunea care face ca aceste produse să fie dorite? De ce crezi că oamenii se îndreaptă spre această zonă de hrană neprelucrată termic, de hrană naturală, de bio, de organic? Pentru că fiecare om vrea să arate bine și fiecare și-au dat seama oamenii că pentru a arăta bine nu e suficient să faci numai sport sau să te hidratezi. Este foarte importantă alimentația, exact ca și combustibilul pe care îl punem în mașină. Hai să vedem care ar fi necesarul unui meniu zilnic sănătos, din punctul tău de vedere. Pur și simplu pentru un om care nu are nicio problemă de sănătate și vrea efectiv să mănânce sănătos. Ce ai recomanda? Păi să-și asigure toate proteinele, grăsimi, carbohidrați, vitamine din legume și fructe, bineînțeles. Mâncarea raw vegan este practic un stil de alimentație în care mâncarea nu este preparată termic și nu sunt folosite niciun fel de ingrediente de origine animală. Deci practic nu există lapte, nu există ouă, nu există carne. Cel mai bine descriem ce mi-ai pregătit mie, pentru că acum practic suntem între mese, suntem spre ora prânzului și văd că deja am și ceva cu semințe, am și ceva cu carne. Care este, de exemplu, compoziția acestor fulgi de semințe sau cum se numesc? Sunt niște crackers, sunt niște biscuiți din semințe. Sunt din semințe de in, semințe de susan, semințe de floarea soarelui și semințe de dovleac. Sunt o sursă foarte bună de fibre, sunt practic deshidratați, nu au fost copți la cuptor. Și cum i-ai făcut ca să aibă totuși o formă, să stea... Semințele de in se hidratează o oră în aceeași cantitate de apă, deci dacă am pus o măsură de semințe de in, aceeași cantitate o punem și de apă și ele după o oră formează un gel. Și în gelul acesta adăugăm celelalte semințe, adăugăm sare, adăugăm condimente, putem să adăugăm și o linguriță de miere dacă ne place. Deci nu se fac într-un mod dificil. Și apoi intindem pe o foaie în aparatul de deshidratat sau dacă nu putem să-i uscăm la soare sau... Deci se pot usca și natural. Exact. Bun, hai să vedem aici. Arată ca niște chifteluțe. Aici sunt niște burgeri făcuți în casă, sunt cu carne, sunt din carne de vită. Este o carne de vită slabă pe care eu am ales-o și am cerut să fie tocată în măcelărie. Atenție, nu e chiar ok să cumpărăm carne de-a gata. Deci să nu cumpărăm tocată gata. Pentru că alegem bucata care ne convine și să o toacem față noastră. O toacem acolo pe loc ca să fim siguri că nu mâncăm toate resturile. Mai conține brânză feta, am pus foarte puțin. Pentru a o frăgezi și pentru aromă am pus măsline feliate din cele verzi și usturoi. Și bineînțeles sare și piper punem după gust. Și apoi am copt la cuptor în jur de 30 de minute, depinde de cuptor și de flacără. Toată lumea când aude raw vegan se gândește la salate și la legume și fructe crude, pur și simplu. Nu este chiar așa. Raw vegan este un stil de a prepara mâncare gourmet. Practic există crackers pe care vi-am și prezentat astăzi din semințe mixate și uscate. Există lasagna, puteți să vă preparați spaghete din dovlecei cu un aparat special. Există supe, există burgeri, tot felul de chifteluțe, falafel și chiar și pizza. Văd aici o pâine de casă. Pâinea e, cum să spun, un mare semn de întrebare și pentru nutriționiști și pentru oamenii care citesc și au tot felul de vești despre pâine. Când ne hotărâm că în sfârșit e mai bine să mâncăm pâine neagră sau pâine cu semințe, aflăm că nici ea nu este naturală, că de fapt este colorat artificial. Exact. Și ajungem încet, încet să ne dorim să ne facem pâinea în casă. Ca să faci o pâine de calitate în casă și ca pâinea să fie corect introdusă în alimentație, ce ar trebui să facem? Cum preparăm această pâine
cât o păstrăm și când o mâncăm. Practic trebuie să alegem o făină de foarte bună calitate, trebuie să fie una din cereale bio cât se poate. Dacă avem posibilitatea și avem o râșniță, este foarte bine să ne măcinăm singuri în casă, pentru că vom obține o făină de calitate. Dacă nu, putem alege cu atenție din magazinele de specifice de sănătate făină bio integrală. Există diverse amestecuri de cereale. Există una foarte potrivită realizată după rețeta biblică, respectiv făina lui Ezechiel, care conține un amestec de făini de mai multe tipuri de cereale și leguminoase. Este foarte bine să o consumăm, eu personal o consum după antrenament, după un antrenament intens și foarte rar, nu exagerez, poate o dată de două ori pe săptămână, poate chiar și mai rar. Carbohidrații de genul acesta, gen pâine sau orez, îi consum cam de trei ori pe săptămână, doar după antrenament. Dintre alimentele mai neconvenționale, ce crezi că ar trebui să avem în bucătărie, în cămară, astfel încât să ne compunem rapid niște rețete sănătoase? Păi ar trebui în primul rând niște cereale mai deosebite dintre cele integrale și mă refer aici la quinoa, amarant, hrișcă, mei, fulgi de ovăz sau fulgi de quinoa pentru atunci când nu avem neapărat timp să fierbem sau vrem să preparăm ceva rapid și, de exemplu, amestecăm fulgia aceea de ovăz cu niște nuci crude, putem folosi niște nuci pecan pentru un plus de proteine, împreună cu niște curmale deshidratate sau stafide deshidratate și avem un baton numai bun de folosit după antrenament sau poate la un mic dejun sau o gustare. Chiar mă uitam aici, pot să le răspund, cât de multe, da, cât de multe sunt și cât de puține cunosc eu, adică în afară de migdală, chiar și această nucă pecan. Am mai auzit de ea, dar nu am văzut-o. Și de goji, cred că acestea roșii sunt goji, nu? Exact, acestea roșii sunt goji. Goji berries este practic cătina tibetană, este plină de antioxidanți, este foarte, foarte bună și pe ea putem să o incorporăm în budinci, în shake-urile de dimineață, împreună cu brânză de faș sau iaurt sau în shake-ul preferat. Nu știu, dacă suntem vegetarieni, putem să o incorporăm în shake-ul preferat. Acestea sunt noji de macadamia. Am înțeles că din ele se extrage un ulei extraordinar de valoros. Exact, este un ulei deosebit și foarte bun pentru piele. Este un ulei foarte bun antirid, care se absorbe destul de rapid în piele. Apropo de piele, știu că tu ai mers mai departe cu aceste esențe și uleiuri minunate și produse organice și ai făcut și o linie cosmetică astfel încât pielea să absorbă și ea, așa cum organismul absorbe din toate aceste produse alimentare despre care am vorbit, tot ce are nevoie și tot ce este mai bun și pielea să fie tratată, exact, cu același respect. Pielea pe exterior. Conceptul meu este că nu punem pe față nimic din ceea ce nu mâncăm, de aceea cosmeticele pe care le realizez sunt tot din ingrediente comestibile, așa m-am și apucat de făcut creme, pentru că aveam ingredientele pe care le foloseam în ciocolățele, în toate produsele pe care le realizez eu. Și am zis, haide să-mi prepar o cremă și uite, așa am început să prepar o întreagă linie cosmetică. Ce mi s-a părut foarte atractiv aici, în mica noastră masă demonstrativă, mi s-au părut aceste produse care arată ca prăjiturelele. Acestea sunt niște prăjiturele pentru baie, le-am numit așa după cum se vede ce formă au. Conțin un de cacao, care este foarte hidratant pentru piele, și un de cocos. La el am mai adăugat niște uleiuri esențiale din acesta de uz intern, care pot fi folosite și în alimentație, respectiv în iaurturi sau în budincile pe care le consumăm la micul dejun. Și am decorat cu polen și fructe uscate. Se pun în apa de baie când facem baie și vom fi relaxați și hidratați. Irina, cred că cel mai bine ar fi să încercăm să gătim pentru telespectatorii noștri ceva foarte rapid și simplu. Nu costă mult să gătești sănătos. Practic, trebuie să fii foarte atent cu bugetul alocat alimentației, trebuie să fii cumpătat când îți alegi ingredientele și în modul în care le consumi.
Ia să vedem ce ai gătit, că văd că ceva deja ai gătit. Exact, asta este o mâncare care ne aduce aminte de tocănițele pe care le mâncam când eram mici la bunica, dar nu este deloc așa, este o variantă mult mai sănătoasă și are niște ingrediente deosebite. Practic conține lapte de cocos, iaurt, paprika, fulgi de ovăz, un ardei roșu din acela gras și praz. Practic am călit foarte puțin ardeiul cu prazul, am adăugat 4 lingurițe de paprika, după care am pus apa și am adăugat niște carne de curcan pentru un plus de proteine, am fiert, după aceea am blendat sosul și în sosul respectiv am adăugat fulgi de ovăz ca să pot să îngroși, am adăugat laptele de cocos și iaurtul pentru proprietățile lor și pentru o aromă deosebită. Până acum Irina a mâncat chifteluțe și tocărița de curcan excepționale, dar pe bază de carne. Hai să încercăm să arătăm și alt gen de mâncare. O să vă prepar o rețetă vegetariană, este un hummus, dar este puțin diferit de hummusul cu care am fost cu toții obișnuit. Voi folosi năut pe care l-am fiert în prealabil. În loc de tahini voi folosi semințe de pin. Voi folosi ulei de migdale dulci, bineînțeles usturoi, zeamă de lămâie, apă și puteți să mai adăugați în funcție de gust chili sau chiar chimen. Și morcovul e pentru... Morcovul vom servi, e pentru design. Îl vom folosi să servim în loc de lipie, vom servi humusul cu morcov, wow. Pentru cei care își doresc calorii mai puține sau pur și simplu nu consumă pâine. Haideți să trecem. Întotdeauna în blender punem mai întâi ingredientele lichide, prin urmare voi pune apa, suc de lămâie, atenție nu exagerați, voi pune uleiul de migdale dulci. Adăugăm acum năutul. Cantitatea este pentru două porții, nu? Două aproximativ. Sau poate chiar 3-4 mai mici, depinde cât, cât de foame ți este. Exact, cât consumăm fiecare. Eu am folosit 250 de grame de năut. Mugurii de pin sunt naturali, nu sunt prelucrați termic? Sunt muguri de pin cruzi. Ei sunt foarte cunoscuți pentru senzația de sațietate pe care o oferă. Au un conținut bogat de fibre, chiar și proteine și grăsimi sănătoase. Dacă vrem să slăbim, dacă vom consuma o cantitate mică de mugur de pin, vom avea senzația de sațietate și nu vom mai consuma alte alimente. Nu trebuie însă să exagerăm, mai mult de 50 de grame nu este indicat. Vom folosi și aici mugur de pin, după cum v-am spus, în locul binecunoscutului tahini, respectiv pasta de susan. Și acum blendăm toate ingredientele. Adăugăm și usturoiul pe care l-am uitat. Pentru că a fost foarte repede tot ce ne-ai arătat, sper să ne recomanzi tot așa un desert facil.
Desertul acesta este foarte rapid, se prepară fără foc, este un desert din ingrediente crude. Practic vom folosi migdale, despre care vă vorbeam, niște fructe uscate, respectiv stafide sau dacă aveți alte fructe mixate, fulgi de ovăz, lapte de migdale, cacao, scorțișoară și, dacă vreți puțin mai picant, puteți să adăugați chili. Sau ghimbir. Sau ghimbir, exact, dacă vă place ghimbirul. Haideți să începem, deci vom realiza practic un brownie fără foc. Este altfel decât brownie cu care suntem obișnuiți. O să punem jumătate de măsură de cacao. O să punem lapte de migdale. Vom adăuga fructele uscate. Eu am aici niște merișoare. Vom folosi fulgi de ovăz, tot aceeași măsură, jumătate. Este foarte, foarte sănătos. Deci, practic, nu avem calorii goale. După cum observați, eu nu o să folosesc îndulcitor. Voi folosi dulceața doar din fructele uscate. Dacă cumva doriți mai dulce, puteți să mai adăugați miere sau sirop de agave. Așa cum în tocăniță ai folosit lucruri dulci, care de obicei le gândești în desert, așa și aici ai mai strecurat câte ceva care de obicei folosim la friptură. Exact. Chili. Mie îmi place ciocolata iute, de aceea o folosesc și în prăjituri. Și acum o să mărunțim ingredientele. Ținut un aluat lipicios. Dacă vrem crunchy, putem să-l mai păstrăm așa, să nu mărunțim până la capăt migdalele. Ce frumos miros! Cred că tu și eu o să vrei puțin mai dulce. O să pui puțină miere? Da. Sau o să punem sirop de agave, dacă tot avem la îndemână. Cine nu are deja în bucătărie, poate să folosească miere, mă gândesc. Hai că-ți aduc eu siropul. Aș mai adăuga puțin lapte de migdale ca să fie mai mai cremoasă. Nu se poate abține nimeni să nu guste. Toată lumea gustă. De asemenea, puteți să înlocuiți stafidele sau merișoarele, le puteți înlocui cu curmale, dacă vă place mai dulce. Ce bunătate! Arată și mai bine acum, datorită faptului că am adăugat mai mult dulce, mai mult sirop, s-a făcut un desert mai moale. Exact. Acum o să-l modelăm în ce formă doriți. Puteți să vă faceți mini bombonele sau o mini prăjitură. Ești o sursă de inspirație, Irina, extraordinară și sunt convinsă că mulți se vor îndrăgosti mai de voie, mai de nevoie de acest stil de a găti, întrucât e singura modalitate de a ne păstra sănătoși, fizic, psihic și să ne simțim cu adevărat bine, adică să avem în permanență energie și să avem în permanență o senzație plăcută în stomac, pentru că am observat că de câte ori mâncăm lucruri care nu sunt sănătoase, chiar dacă nu conștientizăm, imediat ne balonăm, avem un disconfort, ne întristăm și scade energia, adică efectiv nu ne simțim bine, ce să mai... Stări de somnolență, nu este bine. După masă trebuie tot timpul să ne simțim ușor și plin de energie. Nici de cum să tragem la somn sau să simțim disconfort.
Doar lumânărica nu este de mâncare, în rest totul este de mâncare. Iar pentru că avem aceste mici ciocolățele, bombonici, care arată superb, exact ca o ciocolată standard, aș vrea să îmi povestești care este conținutul ei. Este o ciocolată foarte simplu realizat în casă, este foarte sănătoasă, nu conține zahăr, a fost îndulcită cu miere, puteți să îndulciți cu miere, conține doar unt de cacao, unt de cocos și puteți să mai adăugați după gust vanilie sau puteți să-i adăugați nuci sau fructe uscate, orice vă este pe plac. Deci este o ciocolată fără lapte praf, exact, și fără zahăr. Dar este incredibil de gustoasă, este la fel de gustoasă ca o ciocolată, poate chiar mai gustoasă decât o ciocolată clasică. Formele pe care le oferi sunt date de forme de silicon, deci poți, exact, să ai simplu. Poți să torni în formă de silicon și atunci ai... Să-ți alegi o formă, două preferate și să le modelezi, arată și foarte bine. Exact, arată exact ca ciocolata cumpărată, doar că sunt foarte sănătoase și nici nu îngrașă și nu vă cad greu după ce le mâncați. Mă bucur că astăzi am gătit alături de tine și le-am prezentat telespectatorilor un stil de viață sănătos. Rețetele conțin ingrediente care ne aduc aminte de rețetele clasice, arată ca cele clasice, dar au un gust deosebit și sunt mult mai sănătoase. Practic păstrăm toate enzimele și nutrienții în alimentele folosite.